Pace, prieteni! Bine v-am regăsit pe cristianpăduraru.com. Săptămâna aceasta ne uităm la psalmi, aceste cântări de laudă, dar și rugăciuni. Și găsim în cartea psalmilor 5 părți. În prima parte descoperim prorocii despre venirea unsului și, în general, vorbim despre cel care va veni. În a doua parte găsim cereri personale, dorințe, dureri, probleme. În a treia parte vedem legătura dintre Dumnezeu și poporul lui, legământul dintre Iehova și Israel. În a patra parte îl vedem mai mult pe Dumnezeu ca și împărat, ca și cel atotputernic, ca și judecător. Iar în a cincea parte găsim laude și slavă și mulțumiri pentru cine este Dumnezeu, ce face El și ce avem datorită Lui, care a făcut cerul, pământul, pe noi, ne-a dat tot ce avem. Suflarea, viața, milă, mâncare, toate lucrurile, viața care o avem cu El aici pe pământ. Așa că, așa cum vedem cele cinci scrieri de la început, unde începe totul, vedem poporul Israel, vedem legea, apoi găsim răspunsul oamenilor la această comunicare a lui Dumnezeu în psalmi. Așa că, așa cum am parcurs toate aceste scrieri istoria, ca să înțelegem ce vrea Dumnezeu să ne comunice și cum să practicăm, cum să trăim, cum să folosim în viața noastră aceste lucruri, te invit ca și săptămâna asta să parcurgem psalmii, atât citind cât și ascultând și scriind ce am înțeles și cum putem să vedem asta în viața noastră practic. Iar atunci când ne adunăm la sfârșitul săptămânii, să putem să împărtășim, să ne îndemnăm, să cântăm, să ne rugăm. Îți mulțumesc încă o dată pentru că ești împărtășia discipolilor unsului și mă voi ruga. Îți mulțumesc, Tatăl nostru în cer, pentru aceste scrieri care ne ajută atât de mult să te cunoaștem pe tine, să cunoaștem oamenii tăi. Și această cunoștință ne schimbă gândurile și faptele și sentimentele, ne ajută să ne apropiem de tine și unii de alții. Slavă ție pentru toate aceste lucruri, pentru că a fost o vreme când nu te cunoșteam, a fost o vreme când sufeream. Iar acum bucuria de a trăi cu tine, de a te lăuda pe tine, singurul Dumnezeu viu și adevărat, Iehova, împreună îți mulțumim pentru viața aici pe pământ cu tine și ne uităm la viața veșnică. Așa că binecuvântez pe toți cei care vorbesc limba română, de asemenea engleză și spaniolă, așa cum fac lucrarea în cele trei limbi, ca să se apropie de tine, să zică, uite, după întâlnirea asta, după înregistrarea asta, după timpul ăsta petrecut, sunt mai aproape de tine, Doamne, și sunt mai aproape de oamenii tăi. Este o binecuvântare, o vorbire de bine și îți mulțumesc tare mult pentru prieteniile care le avem. Așa că am adus această rugăciune în numele Fiului tău, Iesua. Amin.